doamnelor și domnilor! Bine ați venit la inaugurarea bazei sportive Tennis Club Curtea de Argeș cu ocazia celei din tâi ediții Press Cup 2014. În primul rând, bună ziua și bine ați venit la această întâlnire și la acest eveniment minunat și mă bucur din tot sufletul că alături de noi este cel care a străbătut lumea în lung și în lat, care a dat mâna cu toți președinții din lume, cred. Și aș vrea să îi urez viață lungă și să ducă în continuare această stea înainte și sperăm că tenisul românesc, care a luat-o pe un drum pozitiv, să aibă același trend ascendent. Noi aici, la Curtea de Argeș, am făcut această bază sportivă într-un decurs de 2 ani și încă un an au fost finisările, așa. A fost un principiu pe care l-am aplicat. Am stat și m-am întrebat, bă, dacă în Curtea de Argeș s-au făcut 20 de biserici, n-om fi noi în stare să facem o bază sportivă? Și cam la aceeași scară, nu? Că și biserica se face cu donații, și noi baza sportivă am făcut-o cu sponsor, să știți. N-am scos bani din buzunarul meu propriu, am fost ajutat de foarte multă lume și aș dori să menționez câțiva sponsori. Anca Steel, cărora îi mulțumesc pentru execuția sării de sport, firma Kerher, Steiner, Erea și încă peste 40 de sponsori care au fost alături de noi în tot acest timp. Aș dori să mulțumesc pentru sprijin Consiliul Local Curtea de Argeș, care ne-a ajutat să ne punem la dispoziție acest teren și, cu vorbele bune, Consiliul Județean, care ne-a ajutat moral și cărora le mulțumim. Aș dori să mulțumesc și domnului președinte Cosac, care este alături de noi și care ne-a mai onorat cu prezența la câteva evenimente aici în Curtea de Argeș. Și, în ultimul rând, aș dori să salut prezența în mijlocul nostru al domnului Hervé Madramani, arbitru White Badge. Bine ați venit! Soyez les bienvenus! Și domnului Romeo Chiria, care a organizat Argeș Press Cup, să vă vedem. Și poate nu știți că domnul Chiriac este din Curtea de Argeș. Și mulțumim pe această cale. Vă mulțumim, domnul Romeo. Și domnului actor Victor Ilă și tuturor celorlalți oaspeți. Îl cheamă Victor, să știți. E de-al nostru. Și tuturor celorlalți oaspeți veniți din Camerun, din Franța și din alte țări. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc promotorului tuturor competițiilor noastre și un sprijin de nădejde Smart Corporation Group prin domnul Popa Claudiu. Și nu am lăsat la urmă decât intenționat stafful de aici din baza sportivă, pe domnul profesor Borțan, care a fost aici zi și noapte, și pe domnul Dan Ancuța. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc și celor din oraș și tuturor locuitorilor pentru sprijinul care ne l-au acordat. Știți că au fost și furtună și soare în timpul ăsta, dar una peste alta a ieșit bine. Vă urez să vă aduceți copiii la tenis și vă urez tot binele din lume. Vă mulțumim frumos! Mă bucur că municipiul Curtea de Argeș a devenit un reper important în harta tenisului internațional. Vreau să-l felicit pe George. Pe timpul meu, când eram la Federație, n-am avut șansa și norocul să inaugurez un club atât de frumos. Lucrul ăsta e mult și pentru Federație, să promoveze tenisul. Și ar trebui să ocupe ce se face aici și cam în toată țara. Nu peste tot găsim oameni ca domnul Cosma, din păcate. Dar vreau să vă felicit și să le urez succes la cei mici, pentru că au un club frumos. Nici în București nu am văzut un club așa frumos, așa că vă felicit foarte tare. Sigur, aș începe cu felicitări deosebite tuturor celor ce s-au implicat în construirea acestui minunat club. Sigur că fără sprijinul și fără entuziasmul domnului Cosma nu s-ar fi format această echipă care a pus umărul la această minunată bază. Sigur, în primul rând este o oază de sănătate,
copiii noștri se pot dezvolta, pot crește armonios făcând sport. Iar din punct de vedere al federației, așteptăm noi campioni, așteptăm campionii ce vor veni să depășească performanțele marelui nostru campion. Vă mulțumesc încă o dată domnului Cosma, domnului primar, domnului președinte al Consiliului Județean și urez succes tuturor copiilor. Domnule antrenor, sigur. Da. Șeful bază. Mulțumim. Și să știți că aici, pe lângă ce vedeți construcții și materiale, este mult suflet. Și acest suflet nu se poate cuantifica, dar el există și va rămâne veșnic pentru tenis în municipiul Curtea de Argeș. Și acest suflet este pus de doi oameni deosebiți, domnul Cosma și domnul președinte al Asociației Sportive, care ne-a tocat ani de zile că trebuie făcut acest lucru. Am reușit cu Consiliul Local să punem și noi, să punem o piatră de temelie, dând acest teren în mod gratuit pentru construcția acestei baze sportive și vom încerca să sprijinim cu cât putem și să fim alături de această minunată activitate, tenisul, pentru că este sănătate, este un mod de a-și petrece timpul liber și un mod de a influența viața în municipiul Curtea de Argeș. Ziua. Ne aflăm astăzi la inaugurarea bazei sportive Tennis Club Curtea de Argeș, alături de o legendă a tenisului românesc, Ilie Năstase. Vă mulțumim foarte mult că ne sunteți alături. Ce părere aveți despre inaugurarea acestei baze sportive? Am mai zis-o și pe teren. N-am avut norocul când am fost președinte de federație să inaugurez o bază și o sală așa de frumoasă. E un lucru îmbucurător pentru că avem nevoie de așa anumite, de cluburi de genul ăsta. Am văzut și cei mici care sunt foarte entuziasmați. E un lucru bun și ar trebui să existe mult mai multe baze în toată țara. Din păcate, Ministerul și Federația Română de Tenis nu au așa bugete, dar oameni ca domnul Cosma, care au investit și asta, sigur că fac diferența. Aici s-au lansat multe tinere talente, Roșca, Ducu. Credeți că ar putea reprezenta o pepinieră de astfel de tineri? Cu condițiile care sunt, evident că există posibilități mai mari să iasă un campion, nu? Și aș dori mai multe cluburi, aș dori ca... Asta e un lucru foarte bun și pentru federație. Federația... Existând aceste cluburi, federația profită de treaba asta sau turnee. Da, am auzit că aici există un teren în spatele acestui teren care e un bazin care e nu știu ce, care l-a luat cineva și care nu face nimic. Ar trebui ca primăria să dea terenul acestui club ca să extindă, să aibă și o piscină, să fie exact cum sunt în Occident cluburile de tenis care au și o piscină și care au și mai multe terenuri. Sunt... Bine că au câte au, dar cât mai multe, cât mai bine. Dr. Oetker România, unul dintre susținătorii tenisului românesc, este și astăzi alături de noi. Care credeți că este rolul sponsorilor? Cum ar trebui să se implice
pe viitor în susținerea sportului alb? Păi văd că domnul Cosma s-a implicat destul de foarte mult, adică 100%. Acum, dânsul trebuie, la un moment dat, când trebuie cineva să vină să și managerizeze frumos, dânsul și-a făcut datoria față de club, a băgat banul și acum cineva trebuie să vină să-l îngrijească, să-l țină, să-l mențină cum e, că e frumos. Mă uit aici în sală, noi dacă aveam la București o sală așa frumoasă, n-avem, da? E un lucru foarte bun. Care credeți că este direcția tenisului în România? Păi, acum uite, ne uitam la meciul Simone, bănuiesc că toți copiii care au fost așa, au jucat cu noi, de asta sunt aici, pentru Simona, că au văzut că o fată din România poate să ajungă campioană și încearcă și ei să urmărească și să spere că într-o zi o să ajungă și ei campioni. Dacă ar fi să ne gândim la un reprezentant al tenisului masculin, cine ar fi reprezentativ în acest moment? Avem acum așa, e un ciclu, când eram la federație erau mai buni băieții. Ei acum sunt fetele, nu ne supărăm, dar ar fi bine să fie amândoi, și fetele și băieți, dar asta e greu de îndeplinit. Sigur, Hănescu, trebuie să ne uităm la clasamente, că eu nu mă duc să văd, să spun că am eu interes cu un jucător anumit. Nu, ne uităm la clasamente și cred că Hănescu e cel mai bun în clasamentul ATP. Dacă tot vorbim de Victor Hănescu, ce părere aveți despre inițiativa lui Orice Campion Are un Început, prin care susține tinerii jucători, oferindu-le echipamente? Nu, am văzut și el și Pavel au făcut treburile astea, sigur că și el a primit la rândul lui ceva de la tenis și înțeleg că vrea și el să dea înapoi același lucru. Care este cel mai frumos moment din cariera dumneavoastră de tenismen? Nu știu, n-am nici cel mai frumos și nici cel mai urât. Toate meciurile care le-am jucat, cu pasiune, cu plăcere. Și alea m-au întrebat cineva în Anglia care e cel mai bun meci pe care l-am făcut. Și am zis finala de la Wimbledon. Păi ce, că ați pierdut-o? Păi da, a fost cel mai bun meci. M-a întrebat care e cel mai bun meci. Ala a fost o finală pierdută. Deci mai important decât să câștigi este să ai un joc frumos? Nu, e bine să și câștigi. Dar dacă nu câștigi, din înfrângere mai și înveți. Dacă ar fi acum să jucați o partidă la dublu, la Cupa Davis, să spunem, cu cine ați vrea să jucați? N-aș vrea să mă gândesc să joc. Nu. N-am nicio... Nu. Mai bine, astea sunt lucruri care au trecut. A fost frumos în perioada mea. Bănuiesc că e frumos și pentru cei care joacă pe circuit în momentul de față. Trebuie lăsat așa. Timpul să... Decid. Eu nu decid dacă am fost eu, că am fost numărul 1 mondial, nu mi-a luat nimeni, dar că a fost mai bine atunci, nu știu. Și cine credeți că vă va urma în a fi numărul 1 mondial din tenisul masculin? Păi nu știu, acum este Nadal, Djokovic, sunt mai mulți. Am fost din 73 când am fost numărul 1 mondial, cred că sunt numai 12 jucători care au titlul ăsta. Ce importanță credeți că are inaugurarea acestei baze sportive pentru Curtea de Argeș? Nu numai pentru Curtea de Argeș, pentru tot tenisul românesc. E un lucru extraordinar. De exemplu, aici, dacă cei care n-au posibilități prin împrejurime aici, că nu știu care sunt Craiova, care sunt mai aproape pe aici, orașe mari, sigur că pot să vină să joace aici, bănuiesc. O ultimă întrebare. Cum vedeți evoluția tenisului românesc masculin și feminin în următorii 5 ani? Nu știu, eu când eram atunci am avut multe turnee. Cred că am avut 17 turnee la fete și 15 la băieți, sau invers. Și s-a văzut că fetele au progresat foarte mult din datorită turneelor care le-au jucat în România, au luat puncte, s-au dus mai departe în alte turnee din Occident. Sigur, trebuie jucat foarte mult tenis, nu știm. Noi îi punem să joace, să se antreneze, să facă turnee, dar nu știm ce iese până la urmă. Ne aflăm alături de George Cozac, directorul Federației Române de Tenis. Vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi și că ați venit la inaugurarea acestei baze sportive. Cred că, sigur, în primul rând, bună ziua! Acesta este rolul nostru și cred că de aceea am fost aleși
ca să fim alături de cei ce investesc nu numai resursele financiare, ci și resursele interne, resursele umane. Cred că este un moment foarte important pentru această zonă, pentru Curtea de Argeș. Cred că domnul Cosma, care aș putea spune între ghilimele că este piesa principală din acest angrenaj care a dus la construcția acestei oaze de sănătate și de performanță în același timp. Credeți că această bază sportivă ar putea reprezenta o pepinieră de tinere talente? Aici Ducu, Roșca au evoluat foarte frumos. Cu siguranță va fi și este deja. Sigur că noi, cei de la federație și federația, aș putea spune, este deja într-un parteneriat foarte important cu clubul din Curtea de Argeș. Deja anul acesta va fi al treilea în care organizăm un Summer Cup. Este vorba de echivalentul la campionatul european pe echipe. De anul acesta, implicarea autorităților locale, sigur angrenate, așa cum am zis mai devreme, în acest sistem de către inimosul domn Cosma, vor organiza prima competiție cu premii în bani, prima competiție profesionistă. Este vorba de un futures, un turneu futures, în paranteză, prima etapă în dezvoltarea unui jucător către o carieră de profesionist. Deci iată că anul acesta trecem și la turnee profesioniste și cu siguranță Curtea de Argeș va reprezenta un pol important în dezvoltarea și în tenisul de performanță din România. Ați avut un schimb de minci cu niște copii alături de Ilie Năstase într-un meci la dublu. Cine credeți că îi va urma lui Ilie Năstase în clasament? Cine credeți că este urmașul lui? Cu siguranță sunt foarte mulți copii care îi pot păși pe urme. Faptul că astăzi avem un exemplu de excepție, vorba de Simona Halep, care se antrenează în România, se antrenează la Centrul Național de Tenis, care merge în cantonamente cu juniorii, cu siguranță în perioada imediat următoare vom avea mai mulți copii care vor avea performanțe deosebite. Nu cu mult timp în urmă, iată fetele noastre, junioarele noastre, e vorba de Ducu și Roșca, au reușit să obțină o performanță de excepție, e vorba de locul 1 la Roland Garros în proba de dublu. Sunt convins că un exemplu ca Simona Halep va atrage noi performanțe și va atrage în primul rând foarte mulți copii la tenis, foarte mulți copii pe care noi așteptăm să facă în primul rând sport și sigur, fiind un pic mai subiectiv, îi așteptăm și la tenis. Vorbind de copii și de copii cu potențial, cum vedeți evoluția tenisului românesc în următorii 5 ani, să spunem? Sunt convins că în ceea ce privește tenisul feminin, schimbul de generații, dacă este vorba, dar deocamdată nu este vorba pentru că toate componentele lotului de Cupa Federației sunt foarte tinere și cu siguranță ele vor mai putea juca un minim de 5 ani, dar viitorul este asigurat, așa cum am zis mai devreme, de Roșca, Ducu și multe alte junioare. Este perioada fetelor și aș putea spune că în tot sportul românesc fetele sunt la putere, în sensul că la gimnastică legea o fac fetele, la canotaj legea de asemenea este făcută de fete, la judo fetele, la sabie fetele, deci iată că fetele sunt cele ce țin steagul sus în ceea ce înseamnă performanța, marea performanță în România. Cu siguranță în 5-6 ani vom avea și juniori, vom avea și băieți care vor ajunge la
cel puțin nivelul atins de Andrei Pavel și Victor Hănescu.